Minau și Târgu Jiu se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 12, iar confruntarea se anunță una foarte interesantă, la fel ca și precedentele întâlniri. Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în luna august în Supercupa României, Minau reușind să se impună cu 32-30 după două serii de prelungiri. Revenind la actualul sezon, băimărenii au nevoie de o victorie pentru a mai urca în clasamentul Ligii Naționale, unde ocupă doar locul 9 cu 17 puncte acumulate. Nici echipa din Târgu Jiu nu a avut un sezon foarte bun, în care a înregistrat 3 victorii, un egal și 7 înfrângeri, prin care se află pe locul 12 cu 10 puncte acumulate. Avem nevoie de puncte. Deși știm că există play-off-ul, trebuie să ne calificăm un play-off de pe o poziție cât mai bună. Este foarte important să avem cel puțin în prima parte a play-off-ului primul meci acasă. Ne așteaptă joi un meci. La fel de greu să ne aducem aminte Supercupa României cu Târgu Jiu, l-am câștigat după prelungiri, după 7 metri. Deoarece de la echipa au lipsit mai mulți jucători, în etapa precedentă de campionat, Minaur a fost învinsă în deplasare la Dunărea Călăraș, scor 31-27. Antrenorul băimărean este nemulțumit de aceste lucruri și speră ca problemele să se rezolve cât de repede. Un meci greu la Călăraș, o echipă în lipsă de puncte, ne merge fără 3 jucători importanți. Eu știu, când se pierde, vine antrenorul. Sunt și alte probleme care trebuie rezolvate. Minaur Baia Mare are însă în continuare probleme de lot, după ce un alt jucător se pare că a părăsit formația băimăreană. Din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul, handbalistul rus, Inal Aflitulin, ar fi plecat de la echipă, informație care nu a fost însă confirmată de conducerea echipei băimărene. Recent, jucătorii Ionuț Ramba și Cristian Ghiță au părăsit și ei formația băimăreană.